was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long? Salutare, salutare! Salutare tuturor! Așa cum am promis în vlogul de acum câteva zile, schimbăm locația și mergem într-un loc cu totul și cu totul inedit. Începe o nouă aventură. Special pentru noi. Mergem la Mama Jenny în California. Un moment foarte așteptat al călătoriei noastre. Din când în când trebuie să ne mai ascultăm și corpul și... Trebuie să mai luăm o pauză pentru că în ce ultima perioadă am alergat foarte mult, am filmat mult, nu ne plângem, dar avem nevoie de o mică pauză. Mai avem nevoie și de iarbă. Ne aflăm pe autostradă, e blocat traficul aici, dar nu-i nimic. Admirăm colinele Californiei, drumul a fost superb. Vă arătăm viața noastră din spatele camerei în acest vlog și da, uneori se acumulează oboseală, epuizare și e bine să luăm o pauză, să ne remontăm și să pornim în noi aventuri, pentru că de fapt ăsta este scopul, să ne liniștim, să ne limpezim mintea, pentru că... Să ne facem un traseu, să știm exact încotro mergem. Da, pentru că noi fiind tot timpul în alertă, fiind tot timpul super ocupați, n-avem răgazul acela de a ne gândi și de a lua decizii pe termen mediu, spre lung. Da, doar pe termen scurt. Așadar, vine o pauză bine meritată. Ion este foarte fericit, bine și eu. Amândoi suntem. Dar o să gătim, o să mergem la cumpărături, ce o să dăm cu aspiratorul, azi? O să punem haine la spălat. Ce gătim azi? Mujdei. Cu cartofi la cuptor, în coajă. Și probabil o friptură. Somon sau pui? Mm-hmm. Sau porc? Sau. Și. Cred că ambele. Abia așteptăm să gătim, sincer. Ne-am săturat așa de mâncarea de la restaurant. Vrem mâncare autentică. Vrem să mai punem noi mâna să facem ceva. Știți cum e? Omul în general visează sau își dorește ceea ce nu are. Noi ne dorim uneori o casă, un loc al nostru, să ne trezim în același pat, pentru că ne trezim o dată la două zile într-un hotel diferit, în sunete diferite. Diferit. Exact. Și atunci uneori ne lipsesc lucrurile normale și știu persoane care nu pot sta mai mult de două săptămâni, o lună departe de casă, pentru că le e dor de casa lor, de mirosul casei. Noi nu mai avem departe de ce să stăm. Dar nouă ne-a fost foarte dor de casa mamei Jenny, acolo ne-am simțit cel mai bine în toată călătoria noastră, să spunem așa. Acolo ne-am regăsit, am regăsit confortul de acasă. Am căutat noi genul acesta de escapadă în Tenerife, dar nu a fost același lucru. Casa mamei Jenny din California rămâne... E luminoasă, mare, top, curată. Frumoasă. Are tot ce vrei. Avem emoții mari, să știți, pentru că, da, am trăit momente frumoase în casa aceea, Crăciunul... Apropo, când am văzut ultima dată? Acum un an și când am plecat jumătate, în Costa Rica. Da. Când am plâns, că am plecat, acum o să plângem, probabil că revenim. Dar promitem că filmăm de data asta, nu mai plângem în spatele camerei, pentru că vlogul acesta este despre ceea ce se întâmplă în spatele camerei, în spatele călătoriei, din culisele noastre. Voiam să vă zic că în spatele călătoriilor noastre se află bagajele. Mă gândeam că o femeie de succes, dar... Avem bagaje inclusiv pe bancheta asta, pentru că nu mai încap în portbagaj. Portbagajul e destul de mic pentru dimensiunea bagajelor noastre. Inclusiv în partea asta, nu avem unde arunca un ac. De foarte multe ori, probabil că nu vedeți bagajele noastre. O să vi le arătăm când coborâm, să vedeți cu ce umblăm noi, după noi, prin lume, prin Statele Unite, momentan. Suntem ca niște furnicuțe, adunăm, mai adevărat, adunăm doar ce avem nevoie. De ce îți este dor în călătoriile noastre? De patul meu. De acasă. De acasă, sincer, nu se compară cu nimic. E bine că avem totuși posibilitatea să gătim în anumite locuri. De ce mi-e mai dor? De o rutină, probabil. Alta dacă decât... uneori intrăm într-o rutină călătorind, cel puțin asta s-a întâmplat în ultima săptămână, uneori ți-e doar de rutina de acasă și asta o să se întâmple la doamna Jenny, probabil. De ce ți-e frică, nu scapi, dar niciodată nu o să ai totul.
asta am spus-o și o mai spun mereu, nu o să fii niciodată super mega fericit, pentru că atunci o să lipsească altceva. Vlogul ăsta este și despre înțelepciunea lui Ion, pentru că noi ne completăm. Noi ne completăm foarte bine, nu suntem identici, suntem foarte diferiți. Bine. Depinde de situație. Uneori eu sunt bine, tu ești răul și invers, știi? Adică acum nu e un tipar. Torsul bine, Andreea. Da, dar de cele mai multe ori Ion este cel înțelept și Ion este rațiunea și eu sunt emoția. Și pentru că deschidem un capitol personal în vlogul acesta, vrem să vă întrebăm pe voi ce anume v-ați dori să vedeți în continuare în vlogurile noastre din Statele Unite. Ceva diferit față de ce am filmat până acum, pentru că... Nu mai vrem să repetăm experiențele, nu vrem să mai vedem aceleași locuri, vrem să fie ceva nou. Ceva nou, inedit, provocator, aș spune, cum a provocat Hawaii-ul într-un mod extrem de frumos și cred că suntem într-un soi de... Nu depresie, că e mult spus, e un cuvânt foarte mare și nu vrem să-l folosim. Suntem într-o tristețe profundă după Tristețea Hawaii. Tristețea călătorului, probabil. Da, a fost atât de frumos, atât de intens. Cred că ne-am atașat emoțional de această stare, de aceste emoții pe care le-am trăit. Nu le mai avem în prezent. De acele dimineți, probabil. Da, le-am schimbat locul și cumva trăim în trecut și ni se face dor de... tot ce am trăit acolo. E uman, e firesc, pentru că de multe ori când te întorci dintr-o vacanță, te simți supărat, aoleo, iarăși m-am întors la rutină. Chiar dacă am muncit mult, a fost o vacanță. Nu s-a simțit, știi că am muncit și ăsta este și motivul pentru care noi am decis să luăm o pauză. Faptul că... Hai să spun, să o spun? Ne despărțim. Nu ne despărțim. Nu ne mai bucură atât de mult călătoria asta prin Statele Unite și pentru că nu am văzut nimic nou până acum în afară de Redwoods și Sequoia Park. Hai să spunem pe aia dreaptă, da? Până acum am vizitat, în afară de Hawaii, statele pe care le-am mai văzut. Florida, Washington State, Oregon și așa mai departe. Și atunci probabil că e firesc să cădem în capcana asta, pentru că noi ne-am obișnuit mintea în ultimii ani, în ultimii 3 ani de călătorii, să o stimulăm, să-i arătăm tot timpul ceva nou. Diversitate, tot timpul diversitate. Și atunci, neavând asta încă în Statele Unite, cu excepția Hawaii-ului, repet, am intrat într-o stare foarte ciudată și ne-am dat seama că facem niște greșeli în ultima vreme și atunci am zis, ok, hai să luăm o pauză, să ne remontăm, să ne reprioritizăm anumite aspecte și asta se va întâmpla. În California, baby. California, baby, da. Sănătoria, uite-te, da. Ce frumos e peisajul. California e California, ce pot spune? N-ai cum, adică... Are multe puncte. Are, rele, dar... Dar are. Și bune. Și bune, știi cum e? Peste tot în lumea asta sunt și bune și rele. Nu există un loc perfect, nu există un om perfect. Suntem imperfecți cu toți, așa sunt și locurile în care ajungem. Stați că eu îmi pune frână. După un drum din ăsta de 6 ore, se întâmplă de toate în această mașină. Ne certăm, ne împăcăm, vorbim, tacem... Ascultăm podcasturi, plângem, râdem. Da, dar la sfârșitul drumului e important că suntem iubiți, prieteni, soți. Forța! Forța fie cu tine. Mi-e la dor de cartierul ăsta. Cum arată e frumos. Da, super. Acasă. Mai zi odată că n-am prins de la început. Am ajuns acasă. Ce cald e și frumos. Sunt 26 de grade, mă uitam acum. Oh, welcome to California. Era un palmier, aici nu mai există. L-au tăiat, cred. Da, uite-te, cât de verde e totul. Foarte frumos. E diferit față de anul trecut. L-am plecat. Hai să vedem dacă mai știm codul. S-a deschis. Oh, ce drăguț. Home sweet home. E cineva acasă? Anybody home? Hai să ne descălțăm. Sper că vă amintiți această căsuță frumoasă din vlogurile filmate aici în California. Am ajuns acasă, exact așa ne simțim. Uitați-vă cât de faină e bucătăria asta, abia așteptăm să gătim. Să ne uităm la filme de aici, de pe canapea, să facem focul în șemineu. Sentimentul de acasă, Ion. Am ajuns acasă, yay!
Nu vă imaginați cât de bucuroasă sunt, deci am lacrimi în ochi, că am ajuns în sfârșit în locul care știu că o să ne aducă foarte multă liniște, foarte multă relaxare, exact ce avem noi nevoie. N-am glumit când am spus că avem bagaje. Ăsta este geamantanul lui Ion, ăsta este al meu. Aici este mâncarea, mă rog, mâncare, cafea, lapte, tot felul de gustări pe care le-am mai luat noi pentru drum, rucsacul lui Ion, rucsacul meu, salteaua mea pentru sport pe care nu prea o folosesc, mă rog, gecile și rucsacelul. Deci cam asta mutăm noi de fiecare dată la 2 zile din mașină. Imaginează-ți să desfaci seara bagajele și peste 2 zile să le strângi și să pleci și să o iei din loc și tot așa. Haideți să vă arăt terasa, că mie îmi place la nebunie, la nebunie! Este partea mea preferată din casă, după canapea, bineînțeles. În care îmi place să-mi beau cafeaua, să văd păsările, colibrii, pentru că vin aici undeva. Un adevărat colț de rai, că de albastru este cerul, în contrast cu aceste formațiuni muntoase. Și avem fructe, stați să vă arăt imediat. Ia uitați-vă, avem portocale sau grefe, nu-mi dau seama exact ce sunt, cred că sunt portocale. Cât de frumos arată curtea, vedeți, florile au înflorit, se aud păsările, o să urcăm și acolo sus, probabil o să admirăm apusul. Da, suntem acasă, ne-a fost dor. Bună dimineața, Ion! Îți place, nu? Ți era dor. Da, da, da. De aici vin... uitați-vă, la acel sirop vin păsările colibrii. Aici o să stăm noi seara la un pahar de vin romantic. Și uite că au pus această prelată deasupra. Nu era? Era în garaj? Aici o să facem plajă. Probabil că o să ne apucăm de sport. O promisiune. Ne revedem peste câteva zile, dar aici pe YouTube în câteva secunde. Bună dimineața! Bună dimineața din California! Gata, ne-am instalat comod aici în casa mamei Jenny. De fapt, ne simțim ca acasă și chiar mă gândeam astăzi dimineață când îmi preparam cafeaua că asta e baza noastră. Da. Aici revenim de fiecare dată, de aici plecăm într-o nouă călătorie. Aici revenim atunci când simțim nevoia, când obosim, când suntem supărați. Noi am venit în California acum 2 săptămâni, am stat câteva zile în casa mamei Jenny, după care am plecat la Florin și am revenit. Și o să mai stăm probabil 1 săptămână maxim, cât să ne încărcăm forțele, așa, da, și bateriile. Cât să ne facem planurile pentru săptămânile care urmează. Da, în mare le-am făcut, o să le împărtășim cu voi. Astăzi ne e foame, de și obicei. Andreea... Da, eu ce? Se apucă de gătit. Da, i-am promis lui Ion că îi fac clătite astăzi. Abia aștept. De obicei, în ultimele 2 săptămâni, diminețile noastre încep cum? Cu o cafea bună și cu alergat. Așa, despre asta e vorba. Aici ce dezamăgită era Andreea. Da, da. Se uita la mine. Ion, n-ai zis ce facem trebuie. Nou, da. De 2 săptămâni am început să alergăm, încercăm să adoptăm un stil sănătos atunci când stăm pe loc. Sperăm să ne țină și de acum înainte, cel puțin așa ne-am propus. Dar nu neapărat când stăm pe loc, și în viitoarele destinații putem, exact, să facem asta. Deci da, l-am convins pe Ion să alerge în sfârșit. Sincer, a fost mai greu la început, în primele zile, pentru că nu reușeam să mă conectez cu gândurile mele, mă plictiseam. Mi se părea, da? Boring, da. Nu e. Dar bine, noi alergăm prin cartier de obicei, am început cu 2 km și am ajuns la 3. Sperăm mare să ajungem evoluție. La 5, la 10, cine știe, dar o luăm așa treptat. Apropo, chiar aseară am vizionat podcastul cu Tibi Ușeriu. Și un adevărat exemplu că se poate și că se poate mai mult în viață, orice ai face. Ideea este că noi de obicei la ora 9 ieșim să alergăm și apoi venim, luăm micul dejun, dar astăzi o să fie invers, o să inversăm puțin rutina noastră pentru că mergem în Venice Beach să alergăm, ne dorim de foarte mult timp să facem asta și uite că n-am reușit deși suntem la oră de Los Angeles. Bine, abia acum, astăzi. Acum cu traficul din California o să facem cred că 2 ore până, da, acolo, da. Ups, faci suc de grefe? Da. Yay, și eu o să fac clătite. Și o să mai culegem câteva portocale. Dar uitați cât de interesant e. Acest copac are fructe și flori în același timp. Încă un avantaj să trăiești în California. Ai fructe la discreție tot timpul anului. Cam așa se prezintă cultura din această dimineață și o să facem un suc. Să știți că nu-i fac concurență lui Florin, nu e intenția mea asta, dar pur și simplu ne era dor de clătite și o să facem clătite americane, n-am mai făcut până acum. Dacă tot suntem în America, profităm de ocazie.
simt precum Jamila. Eu nu râd în spatele camerei. Avem așa 200 de grame de făină, 300 de mililitri de lapte, 30 de grame de zahăr. Deci chiar mă simt ciudat, de la vloguri de travel am trecut la vloguri culinare. Dar m-am pus eu să vă explic ingredientele. Unt 50 de grame, 2 ouă, o să punem praf de copt 15 grame, sare, o lingură și o lingură de vanilie. Nu mai râde, Ion. A trecut Andreea. Mi-e foame, da, am trecut în bucătărie. Sper că voi ați observat, dar eu am învățat ceva de la Florin și anume să fiu ordonată. Bine, eram și înainte. Așadar, gata, trecem la treabă. Mi-era doar să gătesc, asta este una dintre provocările călătoritului pe termen lung și chiar astăzi mă uitam câte zile avem noi de când suntem plecați de acasă. 1232 de zile de călătorie. 3 ani și 4 luni de când suntem pe drumuri, de când viața noastră se desfășoară doar în hoteluri, nu gătim decât foarte, foarte rar, doar atunci când ne închiriem un apartament pe termen lung și asta s-a întâmplat ultima oară în Tenerife. Și penultima oară aici la Mama Jenny, în California. Apropo, rețeta asta este de pe site-ul prințesapolonic.ro. Oh! Nu poți? Nu. Suntem foarte recunoscători Mamei Jenny că ne-a primit din nou cu brațele deschise aici. Practic, casa asta este doar a noastră. Faci mușchi mișcare. Înainte de a lăsa. Stretching-ul de dimineață îl fac aici, în bucătărie. Ah, mă doare mâna. Mi-au ieșit clătitele, așa arată micul dejun în dimineața asta. Pentru noi suntem puțin în întârziere, trebuie să ne grăbim, așadar poftă mare. Ia să vedem cum e sucul. Sănătate curată. Și după masa așa de copioasă, suntem pregătiți să alergăm. Să facem puțin sport, oricum o să avem o pauză de cel puțin o oră și jumătate până ajungem așa la... Așa mai facem până acolo? O oră și jumătate. Da. Trebuie să și alimentăm, sunt curios câte benzină acum aici. Aici e $5.30 galonul, un preț uriaș, cum n-am mai văzut, sincer, în America. Dacă mai ții minte, acum 2 ani era $2.50 galonul în California, $3 maxim. Au crescut prețurile și aici, foarte, foarte mult. Am ajuns la destinație după o oră și jumătate de condus și s-a trezit și, Ion. În sfârșit, da. Păi m-a luat somnul de la mâncare. Da. Plătite din cauza ta. Eu-s de vină, știu. $7 costă parcare aici pe întreaga zi. Merită. Până când vin Venice, până la ora 9 seara. Am coborât din mașină și ne-a lovit vântul. E mai răcoare decât, e mai răcoare decât în Moreno Valley, unde stăm noi. Aici sunt 16 grade, iar la noi erau 20 de grade și nu-mi bătea vântul. Dar ce contează? Suntem în Venice Beach! O imagine emblematică pentru Los Angeles.
Înainte să alergăm, ne-am pus aici jos pe nisip și o să stăm de vorbă cu voi. O să vă povestim ce am făcut noi în ultima perioadă și cum ne-am simțit. Am așteptat un an de zile să revenim în Statele Unite și eu recunosc că sunt puțin dezamăgită și sunt mai multe aspecte care m-au dezamăgit, cu excepția Hawaii-ului. A fost extraordinar. Sperăm ca în următoarele zile să ne remontăm și să o luăm din loc. Dacă nu vom mai simți lucrul acesta, în următoarele 2 săptămâni ne-am dat o marjă, probabil că vom pleca din Statele Unite și vom merge fie în America Centrală, fie în America de Sud, fie în Asia, de ce nu? Fie în Australia, fie în Canada, nu știm nici noi. Prețurile au crescut destul de mult, cu 30-40%, am mai spus asta și în vlogurile anterioare. Inflația a fost peste tot, inclusiv în România, dar aici se resimte, nu știu, foarte, foarte mult, având în vedere că noi călătorim. Totul se plătește aici. Ideea este că a venit și războiul și suntem un pic dați peste cap, afectați. Am avut 3-4 zile în care pur și simplu nu ai avut cu cine vorbi, am fost la pământ cu psihicul și asta pentru că ne doare ceea ce vedem, empatizăm cu oamenii. Și da, noi astă vară chiar am trecut în Ucraina și am văzut care e viața ucrainienilor de acolo. Deloc ușoară. Nu intrăm în amănunte, ne-am implicat cât am putut în anumite demersuri umanitare. Sperăm să fie pace, asta ne dorim. Ăsta este un alt motiv pentru care nu am postat atât de des în ultima vreme. Și n-am mai avut energie. Și chiar și vlogurile pe care le-am postat în ultimele zile au fost lipsite, într-adevăr, de energie. Pentru că ăștia suntem noi, ne remontăm. Nu suntem roboți. Am uitat să vă spun, mi-am reparat laptopul, cei de la Apple au fost deschiși și au acceptat să-l verifice. Dacă e vina lor, îl repară, dacă e vina mea, plătesc. Și uite că n-a fost vina mea, l-au reparat gratis, n-am scos niciun cent din buzunar. Se așa poate. Că da, după, vă dați seama, multe demersuri, multe telefoane, e-mail-uri, au acceptat într-un final. Eu eram sigur că nu e vina mea și de asta am luptat până la final. Morala e, insistența salvează bugetul familiei. Insistați când nu e vina voastră, pentru că până la urmă aveți mari șanse să câștigați. Și apoi ce ni s-a mai întâmplat? S-a stricat camera cu care filmăm acum, încă e stricată, am încercat să o reparăm, mi-am comandat piesa, chiar acum 2 zile am fost la un service aici în California și cei de acolo mi-au spus că durează 1 săptămână diagnosticul, eu spunându-le ce are, m-am dus cu piesa de schimb, eu vreau doar să o montez, știi? Și până la urmă nu am lăsat-o. $50 să-mi spună ce are. Dar ce n-am... are? Că nu ai spus ce are. Jack-ul de la microfon, știu că am mai spus într-un vlog, e defect, se aude doar un canal, celălalt pârâie, dar din fericire am găsit o rezolvare din soft, atunci când edităm, pot să-l balancez, să spun așa. Și de aceea filmăm cu o singură la valieră da. Pentru că nu putem filma cu două. E un blestem cu lavalierele astea. Cam astea sunt ultimele noutăți, așadar încercăm încă 2 săptămâni să filmăm, să tragem tare prin Statele Unite. O să urcăm către Utah, o să vizităm o comunitate de mormoni. Și niște prieteni. Foarte dragi, o să-i revedem. Nu vă așteptați. Da, apoi o să mergem în Ohio, Pennsylvania, încercăm să ajungem în comunitățile Amish și aici avem nevoie de ajutorul vostru. Dacă voi cunoașteți pe cineva sau cunoașteți vreo agenție care ne poate intermedia contactul, discuția cu una dintre familii, ne-ar fi de mare, mare folos. Apoi mai avem o surpriză, dar nu o putem menționa încă. Ne gândim să mergem în New York și să vizităm Cascada Niagara de data aceasta, apoi luăm în calcul o croazieră, poate chiar 2, către Alaska și una către insulele din Caraibe. Cam asta este planul în se poate schimba mare. Oricând, oricum. Da, pentru că dacă nu vom simți că ne regăsim în conținutul acesta din Statele Unite, atunci vom spune stop. Sau dacă vouă nu vi se pare atractiv, e foarte important ca videourile pe care le facem noi să aibă și vizualizări. Pentru că, vă dați vizualizările seama. Noastre au scăzut în ultima vreme și aici sunt mai multe motive. Da, absolut. Sigur, e și înțelegem. Conflictul de la granița noastră de vină și poate că suntem de mult timp în America, de mult timp în aceeași destinație, cum a spus și în vlogul trecut. Tragem tare și apoi tragem linie. 3 km? Alergăm astăzi? 3 km, poate mai mult. Challenge accepted. Hai. Alergăm din Venice Beach până în Santa Monica și apoi o să venim pe jos. Hai, asta e seama. Și din nou avem toate culorile pe noi, suntem, nu că și eu nu sunt departe, suntem curcubeie aici în Venice Beach. Nu ne așteptam să fie chiar atât de răcoare, să bată vântul, bine, de vreo săptămână și ceva tot bate vântul, dar am zis că doar în zona aceea unde stăm noi aici e liniște și pace. Da, e plăcut.
Imediat, ne intrăm în ritm. Mi-a zis că e plăcut să alergi pe vremea asta, dar nici n-am început să alergăm. Am constatat că ne ajută foarte mult alergatul, pentru că ne limpezim mintea, ne ajută să ne deconectăm puțin de la tot ceea ce se întâmplă. Apropo, nu ne mai uităm deloc la știri. Alegem să facem mai multă mișcare, să petrecem timp în bucătărie. Sunt formele noastre de terapie, să spunem așa, și chiar vi le recomandăm. Pe noi ne ajută foarte mult în perioada asta să ne uităm la filme, să citim o carte bună, să ascultăm o muzică bună și să ne vedem de viața noastră. Până la urmă, asta este important. Nu uitați că nu puteți controla exteriorul, ci doar interiorul, reacția noastră la tot ceea ce se întâmplă. Și până la urmă, da, trebuie să parcurgem niște etape și să ajungem în cele din urmă la acceptare. Cred că asta este cheia, să spunem așa. Dacă vă amintiți, ultima oară când am filmat în Venice, era pustiu totul, eram extrem de dezamăgiți de faptul că sunt foarte mulți oameni ai străzii, foarte multe corturi. Între timp, situația s-a schimbat destul de mult. Uitați-vă, e foarte animat totul, în special în weekend. Să începem alergarea. Start! Hai, 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 că poți! Ce credeți? Ion a rămas aici în spate, a renunțat, pentru că are rucsacul lui. Gata, m-am oprit, am ajuns în Santa Monica, de fapt. Am alergat 2,8 km. Bine, aș fi vrut să alerg 3, dar trebuie să trec prin pasaj. Acum mă odihnesc puțin, îmi trag sufletul. Știu că pentru unii 2,8 km înseamnă încălzirea, dar pentru mine e destul de mult. E greu, nu e chiar atât de ușor. În primele zile am avut febră musculară, m-au durut toți mușchii. Însă pe măsură ce alergi, ai impresia că devine mai ușor, dar nu, mi se pare din ce în ce mai greu. Bine, nu te mai doare nimic, dar mintea îți cam joacă feste, psihicul. Da, frumos. Îl aștept pe Ion și vedem exact dacă mai intrăm pe Santa Monica Pier.
Și acolo tocmai a avut loc o cerere în căsătorie. Vedeți că scrie Marry Me. Ce drăguț, ce romantic. Nu înțelegem de ce aplaudă toată lumea. Să trăiască Miri. Foarte tare. Toată lumea a întrebat de pe margine și a spus da, a spus da, bineînțeles. Foarte romantic cadrul, bine, era și mai romantic dacă era la apus. Nemaipomenit să alegi pe traseul ăsta pentru că e plat. Acolo la noi în cartier sunt foarte multe văi de aluri și e un pic mai dificil, dar aici e super ușor, mai ales că adie briza, e chiar o plăcere. Și gata, cred că l-am zărit pe Ion. Uitați-l acolo în față. Practic mi-a luat 21 de minute și lui Ion i-a luat 25 să ajung aici. Bravo, Ion. Ce-a luat? 21 de minute. Foarte faină atmosfera și dintotdeauna mi-a plăcut zona asta. Și foarte animat totul, vedeți? Am decis să ne întoarcem către mașină pentru că mai avem încă 3 km de mers de data asta, în pas alergător. Ion îți stă bine aici în Santa Monica, să știi, te încadrezi în peisaj. Îmi place, sunt de aici. Da, ești, ești. Din Botoșani. Din Californication. Din Dorohoi.